Hei, salutare prieteni! Astăzi vom vorbi despre verbul. Verbul este partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea sau existența ființelor, lucrurilor sau fenomenelor naturii. A alerga, a citi, a cânta, a sări, a ploua. Sunt verbe care exprimă acțiunea. A dormi, a se bucura, a sta, a suferi. Sunt verbe care exprimă starea. A fi, a se afla, a exista, sunt verbe care exprimă existența. De exemplu, Ana și Daniel sunt în autocar. Sunt exprimă existența, ei merg la munte. Merg exprimă acțiunea, toți copiii se bucură. Se bucură exprimă starea. Verbul își schimbă forma în funcție de persoană, număr și tip. În funcție de persoana care face acțiunea, pot exista trei categorii de persoane. Persoana întâi, persoana care vorbește sau persoanele care vorbesc. Eu desenez, noi desenăm. Persoana a doua, persoana sau persoanele cu care se vorbește. Tu desenezi, voi desenați. Persoana a treia, persoana sau persoanele despre care se vorbește. El desenează, ea desenează, ei desenează, ele desenează. După număr, verbele pot fi la numărul singular. Acțiunea este făcută de o persoană. Eu citesc, tu citești, el, ea citește. Numărul plural. Acțiunea este făcută de mai multe persoane. Noi citim, voi citiți, ei, ele citesc. Timpul unui verb arată când se petrece acțiunea indicată de verb. Verbele pot fi la timpul prezent, trecut sau viitor. Timpul prezent exprimă acțiunea care se petrece în timpul vorbirii. Maria citește o carte. Alex joacă un joc. Eu desenez. Dar dacă acțiunea se petrece în trecut, spunem, Maria citea o carte. Alex a jucat un joc. Eu desenasem. În limba română, timpul trecut are mai multe forme. Timpul trecut imperfect arată că acțiunea s-a petrecut în trecut, dar nu a fost finalizată. Maria citea o carte. Timpul trecut perfect compus arată că acțiunea s-a petrecut în trecut și a fost finalizată. Îl numim perfect compus pentru că se compune din două cuvinte. Verbul a avea la prezent și verbul care arată acțiunea. Alex a jucat un joc. Timpul trecut mai mult ca perfect arată o acțiune care s-a petrecut și s-a încheiat înaintea alte acțiuni din trecut. Eu desenasem. Ultima variantă a timpului trecut este folosită mai ales în exprimarea orală și arată o acțiune care tocmai s-a terminat și este timpul trecut perfect simplu. Tocmai adusei pâinea. Timpul viitor arată că acțiunea se va petrece după momentul vorbirii. Maria va citi o carte. Alex va juca un joc. Eu voi desena. Timpul viitor anterior arată o acțiune care se va petrece înaintea alte acțiuni din viitor. Eu voi fi terminat temele până va începe filmul. Timpul viitor popular este folosit în exprimarea orală. Om merge în parc. O să vin repede. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu. Puteți să scrieți în comentarii ce v-ar mai plăcea să vedeți. Pe curând!